sportiv, atlet, într-o cuvânt, futbolist! Prin junior fundașă tinerețe, actualmente futbolist în divizia B! Piciuică se menține permanent curat, apretat, călcat, bine grijit, plin de farmec și stil. Ciao, baby. Amatorii de teatru știu în mare parte că munca celor de la Aoleu începe mult mai devreme. Și pentru că au ales să-și susțină singur proiectele gândite, create și construite de ei, actorii au pus la punct și o afacere. Așa se face că artiștii sunt, atunci când coboară de pe scenă, barmani, chelneri sau administratori ai barului care îi găzduiește. Și o linguriță, vreo 16 ore pe zi, așa lejer, că seara plec dimineața acasă, să mă trezesc la 7, duc copilul la grădință ca și copil, și pe aia la 9 vin aici, păi curat, păi șterge barul, vin primi clienți. Pentru toată tărășenia de acolo am răspundere aici la teatru, că toți bănuții care îi facem în bar intră în teatru, noi ne finanțăm din bilete, din... Nu suntem finanțați de nimic. Munca pe care actorii de la Aoleu o fac multe ore pe zi nu este deloc ușoară. Oamenii de aici ne văd pe noi că servim, că strângem, că adunăm și după aceea ne văd jucând în spectacole. Mi-analizez foarte atent mișcările și felul în care mă comport cu clienții și încerc să nu adopte aceeași atitudine, știi, în multe lucruri pe care le fac în spectacol. Siguranța dată de un teatru finanțat de stat nu i-a tentat însă pe actorii de la Aoleu. Te-ai dorit niciodată să, nu știu, duci o viață de actor încadrat într-o instituție de stat subvenționată? Am fost. Și cum a fost? Nu mai sunt. Înainte să dau la facultate, înainte să dau la teatru, aveam așa un ideal, îmi proiectam cam ce înseamnă teatru și cum ar fi teatru. M-am întors aici ca să descoper că exact asta îmi imaginam cu câțiva ani în urmă că aș vrea să fac. Am jucat în teatre de stat și aici în oraș și în mai multe orașe de prin țară și nu cred că, cel puțin pentru mine personal, sistemul nu se potrivește prea bine. Din mai multe motive, plecând de la financiar până la organizare și ce se montează și cum se montează, mie nu mi se potrivește. Trupa Aoleu funcționează în Timișoara de mai bine de 6 ani, timp în care și-a câștigat un public fidel, spectatori care gustă deopotrivă umorul, teatrul adevărat și atmosfera cu scârți.